Marea majoritate a persoanelor cu drept de vot în alegerile de rector au decis cine va deține funcția pentru încă 4 ani. Cu 400 de voturi din totalul de 667 de profesori și studenți votanți, Iulian Bârsan este reales încă din primul tur al alegerilor pentru următorul mandat de rector la Dunărea de Jos. Următorul clasat în preferințele electorilor a fost Cătălin Fetecău cu 166 de voturi. Nicolae Badea a fost considerat potrivit pentru mandatul de rector de doar 22 de votanți, iar ultimul înscris în cursa electorală, Silviu Măcuță, a fost ultimul clasat cu numai 9 voturi. Alegerile s-au organizat în urma unei campanii electorale scurte și grăbite, în urma căreia trebuia să-și exprime opțiunile 667 de electori, profesori și studenți. Rezultatele oficiale ale alegerii de rector vor fi comunicate în câteva zile după parcurgerea procedurilor de contestație și de validare a acestora.